Salutare fraților, eu sunt Ipacu, bine v-am găsit la episodul cu colecția de petarde pe anul acesta. După cum v-am spus și în video trecut, am pregătit o super colecție pe care vreau să vă prezint. Pentru că odată cu revenirea mea pe YouTube au revenit și sărbătorile de iarnă, fraților. Sărbătorile pe care toți le așteptăm, dăm petarde, artificii mai ales. Na, mulți pentru asta le așteptăm, da? Vorba vine. Nu sunt neapărat printre ei. Dar spun așa. Se mă aud pe fundal papagalii mei, să nu luați în seamă. Am găsit și eu aici un loc mai ok să filmez. Asta am putea să vă spun. Trepiedul meu, care eram eu obișnuit să filmez, cu care am făcut și video unboxing, mamă, trepied filmăm acum, s-a dus dracu pe rămânește, s-a rupt. Acum am improvizat aici, am pus niște cutii pe un scaun, nu știu ce, mi-am brăzmat telefonul și filmez. În episodul trecut am filmat, tot așa am pus un teanc de 10 cărți și am curs la capăt. M-am pus aici frumos, confortabil pe un fotoliu pentru a vă prezenta colecția de petarde pe 2022-2023. Și înainte de a începe prezentarea colecției 2022-2023, să vă spun puțin ce s-a întâmplat cu colecția 2021-2022. Eu aveam un plan... hai să încep cu începutul. Eu m-am trezit undeva prin, vorbesc de anul trecut, da? Eu m-am trezit undeva prin luna noiembrie-decembrie, când am petarde. Mă intru, mă uit pe site-ul de unde, stock, era stock în chiar toate site-urile, Pyromarket, Mircea, bă, numai Nica, nicăieri numai găsisem o petardă. Tot ce mai aveam, aveam 2-3 bucăți, cred că de pe anul trecut. Nici nu mai știu exact, că mă întrebați exact ce am avut anul trecut. În orice caz, eu, înainte de Revelion, după Crăciun, înainte de între Crăciun și Revelion, am fost prin piețe, mi-am luat ceva banane, vulcane, am făcut ceva de Revelion, cu petardele astea foarte prost. Deci n-am avut, cred că am avut 4-5 FS-uri, n-am avut foarte, deci am avut chiar puține. Sau am avut câte... Deci nu mă știu exact. Chestia e că acum mi-aduc aminte că eu de Crăciun am avut ceva petarde. Câte exact n-am avut, dar știu că am avut ceva, dar nu foarte mult. S-a întrerupt filmarea, nu contează, revenim. În orice caz, n-am avut multe petarde, am avut chiar puține. În orice caz, ce am avut... eram pregătit, zic, bă, fac video frumos, fac un test, până să fac test. Dar trebuie să fac alte videouri și zic, le aveam în ordine, na, ordine de-a mea. Și până la urmă, cum v-am spus video trecut, am tot amânat și până la urmă am ajuns undeva până la ianuarie. Nu postasem videoclipul cu petardea absolut nimica. Am zis că bă, n-are rost, nu are niciun rost să mai postez acum pentru că nu mai are absolut niciun haz, nu se mai uită nimeni. Aveam încă zic, bă, le las până la anul, adică anul fiind anul ăsta și le postez. De unde? Am zis că bă, nu mai are rost. Videourile cu filmările le aveam în telefonul unui prieten. Prietenul ăla nu mai avea nici el filmările, bă, și mi-am dat seama că nu are rost să pun ceva ce de anul trecut, anul ăsta nu are haz deloc, nu are rost. O să vă las pe ecran, o să apar undeva pe aici, cred că pe aici, poza cu testul de anul trecut, gen ce filmase, nu, ce aveam totul pregătit, filmam, gen testul cu toate petardele care le-am avut anul trecut. Și vreau să fac acum o chestie, pentru că nu am mai rost să pun testul ăla și așa. O să iau fiecare petardă în ordine. Ba nu, așa. O să iau fiecare petardă în ordine, am uitat anul trecut și o să spun puțin despre ea, na, să știți, să faceți o idee. Deci anul trecut am avut în felul următor. O să începem cu rachetele Doombum. Bă, Doombum Rocket, părerea mea, mie mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost o petardă interesantă, adică o rachetă interesantă. Are 40 de grame, o rachetă aia, o rachetă de aceea. Se duce în sus frumos, nu mai am filmare, deci nu. Deci nu mai am nimic acolo de anul trecut. Absolut nimic, am spus, mi-am filmat telefonul. Ce filmase cu telefonul meu nu mai am. E în telefonul vechi. Și mi spun, nu mai știu exact preț, dar știu că singurul loc unde am văzut acele Doombum Rocket a fost de copilul. Deci în afară de copilul n-am mai văzut niciodată așa ceva. Doombum Rocket oricum e foarte interesant, merită. Pentru că e o rachetă care e și petată în același timp. Deci se duce în sus, face efectul ăla de crackling, rachetă mai departe și explodează.
Și gândiți-vă că are 40 de grame, deci ca și cum ai arunca o petardă de 40 de grame în aer. Deci explodează excelent. Merită banii. Eu am dat, luasem de la un băiat din liceu cu mine, dădusem, nu mai sunt sigur, cred că 12 lei, dacă nu mă înșel, pe o rachetă, luasem vreo 4, un set de 4, 12 lei pe rachetă, chiar puțin, adică 12 lei pe o rachetă, de aceea merită banii din plin. Deci rachetele au fost geniale. Așa. Am mai avut banane, bananele pe care o să vi le prezint și în episodul ăsta, le am și anul ăsta. O să vă mai spun mai multe când o să ajung la ele. Am mai avut niște vulcani, Chile se numeau, cred că de la Produs de Fire, dacă nu mă înșel, luați din piață. Bă, destul de mărișori, erau cam atâta, erau destul de mărișori. Păi și au fost interesante, adică mi-au plăcut, se ridicau destul de mult, făceau un efect fain de crackling, culori foarte intense, au fost interesante. Am mai avut Buzz Bomb, care la fel vom vorbi de ele mai târziu, într-un fel de an și anul ăsta. Buzz Bomb-ul sunt petardele alea cu elice. Da, o să vedeți. Așa. Am avut Vulcan Fiji. Cred că mulți știu Vulcan Fiji, vindea și Mircea. Bă, Vulcan Fiji îmi plac foarte mult. Adică pentru niște vulcani care sunt doar atâta. Bă, merită dâmbla. Adică Mircea îi vindea cu 5 lei 1, dar era un pic mai mărișor. Eu am luat setul de 4 cu 10 lei anul trecut. De pe Artificii Shop. Mi se descarcă tableta, nu contează. De pe Artificii Shop. Și, bă, cum să vă spun, sunt diferiți unul de celălalt. E un vulcan roșu, unul albastru, unul verde și unul roz. Și au efecte diferite. Unul are efect de crackling, altul efect silver, face foc argintiu, mai multe chestii. Sunt interesanți și pentru doar delicile când ați-o pe unul, merită. Și 5 lei, dacă e de la mai mare, cum vindea Mircea la bucată, merită. Deci mi-au plăcut. Am mai avut, tot așa, am avut niște Shooting Stars. Tot un fel de vulcani. Oricum o să vedeți pe ecran și o să... Na. Shooting Stars e cel de lângă Buzz Bomb. Am avut niște Shooting Stars și luate tot de pe artificii.shop. Nu mai știu cât am dat. 15 lei, ceva de genul, pe 4 bucăți. Bă, sincer să fiu, m-au dezamăgit puțin. Adică știu că am avut... La o ziua unui prieten am avut vreo 2, dedusem 2. Zic, bă, dau doi în același timp, îți fac așa fain. Bă, și când am văzut că mai dădusem înainte unul și făcuse fain, deci îmi plăcuse. Bă, ăștia au făcuse atunci, nu era ce trebuie. Sunt interesanți, dar nu ce trebuie pentru așa. Apoi, am mai avut Circoblițul, una dintre cele mai proaste petarde artificii pe care le-am văzut în viața mea. Deci nu vă recomand circoblițul, puteți să întrebați toți pirotehniștii, circoblițul nu merită. Nu merită pentru că circoblițul îl dai cu frică. Și vă zic de ce îl dai cu frică, pentru că circoblițul normal, el e ca un fel de banană, doar că nu sare din el focul, el se duce cu totul în sus. Și poți să ai ghinionul să nu se ducă în sus, să vină spre tine, să ducă într-o casă, într-o parte, e foarte riscant. Și nu se merită, îl dai cu frică că nu știi ce se întâmplă. Și nu, și coblițul e cea mai proastă petardă, cred că aș putea spune, pe care am văzut-o vreodată. Cea mai proastă artifică, să zic, nu chiar, că nu poți să o numești petardă, că nu-i petardă. Și de-aia zic, nu merită, nu merită circoblițul, nu vă recomand deloc. Hai mă, ce ai făcut de închis? Așa. Scuzați puțin. Tableta asta de atâția ani și acum nu am folosit-o deloc, am de foarte mult timp. O foloseam când eram copil, înainte să nu am telefon. Și acum, uite, mai folosesc unele chestii de folositoare. Ce am mai avut anul trecut? Am mai avut niște petarde, erau Piratca, nu mai știu de la ce, de la, cred că tot de la Fire, știu. De la Fire sau de la Enigma, nu mai sunt sigur, sau de la York, nu știu, în orice caz, niște Piratca, cutii, le vedeți pe ecran, o petardă, o cutie pe ăsta galbenă, le vindea Mircea anul trecut. Un fel de Piccolo. Nu e diferit de Piccolo. Efectiv, toate Piccolo sunt cam la fel de nou. Cred că, oricum, am impresia că Bubu e mai tare, mai încet ca un Piccolo normal. Gen Piccolo Corsarele alea, Fire Show.
Am mai avut mini one shot, tot un picolo, le am și anul ăsta, o să le arăt. Le am de anul ăsta, de anul trecut. Mi-am rămas de anul trecut. Am mai avut niște Thunder Snap-uri, cred că tot zici, punitorile alea mici albe, de de pământ, da, sunt trebuie mie cea gratuit. Am mai avut Dragon X-ul. Dragon X-ul sunt foarte interesante, sunt foarte asemănătoare, dacă vă mai amintiți cu... Nu, stați că am încurcat. Din, da, din Dragon X-ul, sunt foarte asemănătoare ăstea Dragon X cu Dinosaur X, care le-am avut eu acum 2 ani luate de pe Copiro. Sunt biluțele acelea mici colorate, dar ai face efectul la Finder Crackling, steluțe multe, e chiar fain, îmi plac. Am cea mici, a dat gratis, anul ăsta nu, am mai dat. Le-a dat altceva, o să vă așa. Am avut un titres tasmanian, pentru care eu le vroiam, de acum 2-3 ani le vroiam de pe Copiro și nu le-am găsit în piață. Puțin scupișoare, nu mai știu cât am dat exact, cred că 10 lei pe 4 bucăți. Nu, mai mult, 15 lei pe 4 bucăți, nu știu, am dat. Așa? Da, merită. Deci Tasmania are un munte, un titrez foarte fain, merită din plin. Am mai avut niște titreze, tot așa, nu mai știu exact cum se numeau, niște ceva bulgăresc, tot așa și alea interesante, nu mai știu cât am dat pe ele. Bun, și ca petarde am avut, da, perfect, ca petarde am avut Doom 5G-ul și ca să, că mi-am auzit acum aminte, eu când am filmat testul la Doom 5G, cum să vă zic, am filmat testul la Doom 5G și n-a bubuit. Deci m-am dus, am luat-o, cred că pusesem pauză la clip, bă, și am văzut efectiv, mă uitam, cu fitilul era ars, dar nu explodase. Și am zis că nu se poate. După aia am mai căutat o metodă, am aflat cum să fac petardele, acum dacă știu să fac petardele, dacă vreau să încerc, mai cum o să fac. Și până la urmă, reușisem, îi băgasem fitil toate chestii și explodase. Și da, domnul 5G-ul chiar merită bani, adică 5 grame, chiar bubă excelent. Am anul ăsta Mad Bulldog, e un fel de copie a 5G-ului. N-am dat niciuna până acum, deci n-am dat niciuna. Când o să fac testul, deja o să fi dat de Crăciun, dar așa. Am văzut pe YouTube, bă, deci bubă e Mad Bulldog-ul ăla într-un hal. Deci mai că n-am un Doom 5G să-l compar, că cred că bubă e mai tare. Bun, apoi am mai avut Titan 5. Avem și anul ăsta, Mamba 2 avem și anul ăsta, Mamba 1 și anul ăsta, Bulldog avem și anul ăsta, Angry Bulldog am și anul ăsta, Super Zeus Alba am și anul ăsta. Am avut Mephisto Mana, tot așa niște petarde care le-am văzut mai mult doar la Ecopiro, sunt niște petarde și alunguiețe roșii. Nu mai știu de unde le făcusem, de la un prieten dăduse, dar știu că nu sunt nici scumpe, nu mai știu exact cât. Puteți să uitați pe Ecopiro. Nu știu, eu pe copilul văuse, mai sunt care vindeau, nu știu, Mephisto Mana mie sincer îmi plac, deci nu mai știu exact cât are bucata aia, nu știu, cred că aveau ori un gram, ori 0, nu știu, în orice caz, până într-un gram, dar îmi place, deci bubuie, merită banii, Mephisto Mana chiar e o petardă bună, bubuie, face treaba. Apoi am avut un Exploder 4 le aveam, mi-a dat un prieten, le-a avut luate de pe copilul, de când am făcut eu primul video, sau le-am mai luat mai după aia. Nu știu că am avut-o de la un prieten, le-am luat de pe Copiro, 4,5 grame pe bucată, face flamă roșie, apoi explodează, cum să vă spun, merită și nu merită. Adică bubuie bine, s-aude, dar parcă pentru o petardă de 4,5 grame nu are explozia aia ca lumea. Așa. Am mai avut un Doom Boom original, nu știu, mie îmi plac foarte mult. Am avut două tipuri de Doom Boom original, unul adus în Cehia, unul fabricat în Cehia și altul fabricat în Germania. Cel fabricat în Cehia era peste tot ce înseamnă. Deci dacă luai, să vă spun așa, dacă luam un Doom Boom 5G din Germania și unul din Cehia, le puneam în altul, deși cum erau făcute se vedea diferența, se vedea cât de prost era făcut din Germania. Față de la din Cehia care arăta ca lumea, general altul era... Deci chiar a făcut pe fugă, să vă spun așa. Și nu știu, Doom Boom 5G-ul e extraordinar. Deci Doom Boom original, nu 5G-ul. Bube foarte fain, îmi place. FS3 avem și anul ăsta. Am mai avut un Doom Boom Middle cu fitil roz. Bă, la fel, o petardă faină. Am avut și anul ăsta una, tot așa am dat-o. Bă, îmi plac. Deci Doom Boom Middle-ul... Mă scuzați de întrerupere.
Și cum am spus, da, Dumbul Middle merită. Deci mie îmi place foarte mult Dumbul Middle, mi se pare o petardă care, bă, chiar își merită banii. Nu e nici foarte scumpă, nu mai știu exact prețul. În orice caz, tot așa, în jur de 30 de lei, 40, un pachet 20 de bucăți, mă merită. Deci chiar bubuie cum trebuie Dumbul Middle. Chiar îmi place. Și acum să trecem la videoclip, deci am filmat 12 minute. Cam al ratez de anul trecut. Oricum, teza anul ăsta va fi mult mai așa. Și, în principiu, cred că oricum o parte mare din petardele de anul trecut le-am și anul ăsta. Deci nu am pierdut foarte mult. De-aia am vrut să vă spun un pic, ca să fac cum ar veni rezumatul testului care trebuia să apară anul trecut. Să vă spun exact ce trebuia să testez, ce am avut anul trecut. Na. Cum să văd, de oricum n-am pierdut un an foarte așa, pentru că oricum a fost un an în care nu prea am avut foarte mult marfă, să-i spun așa, și n-a fost nicio fel de problemă. Acum să trecem la colecția în sine, fraților, pentru că după cum ați văzut și în thumbnail, e genială. Am bubuit azi, anul ăsta colecția. Sursele de anul ăsta sunt Mircea Anton, Pyroboom, și cred că atâta. Da, Mircea și Pyroboom. Pentru că eu doar de pe... m-am uitat toate site-urile și am ales site-urile care are cele mai multe petarde care mă interesează și așa. Și am luat de pe Pyroboom, Pyro și Mircea și de la Mircea. Celelalte site-uri nu prea m-au interesat. Și așa... Zic să începem. Nu mai avem ce vorbi. Să fac așa o adăugare despre Pyroboom. Nu vă recomand. Și să spun ce nu vă recomand. Am dat comandă, mi-am dat o comandă, îmi dădusem comandă mai multe chestii. Îmi luasem și Mamba 1, Mamba 2, Titan 5 chestii, Titan 1, nu mai ce mai îmi luasem. Și mi-au trimis altceva, mi-au trimis 5, cred că, pachete de Puma 2 și Red Baron, nu știu ce, mi-au trimis altceva. Dar mi-au trimis altceva, cum să vă spun, la același preț, adică prețul petardelor care nu mi-l-au trimis, mi-au trimis altele. Ultimele mi-au trimis. Bun, după aceea am alergat de până în ultimele zile înainte de Crăciun să fac rost de petardele care mi-au trimis ei. Până la urmă am reușit. De la un prieten și-a mai dat un prieten comandă. Bă, și-a dat un prieten comandă. Și stai să vă zic, în comanda că a dat un prieten al meu, zic, bă, dacă tot îți dai comandă, ia-mi o baterie de aia Alibaba de 7 focuri cu vulcan, o să o aveți pe ecran, și un pachet de bas bomb. Bas bombul, cum am spus, le-am avut și anul trecut, sunt artificiile acelea de le pui și au elicei, se învârt și fac chiar faine rău, merită banii. Și am ajuns, na, a pus atâta pe site că bă, nu mai vine comanda. Am ajuns până în vinerea dinaintea Crăciunului că nu i-a venit comanda. Și zic, bă, nu-i problemă, filmez video-ul ăsta fără piesele alea două, doar colecția fără piesele alea două. Dacă e să vină, le veți vedea de Revelion, le veți vedea și bas bombul și bateria în complexa de Revelion. Dacă nu, mă voi duce oricum între Crăciun și Revelion și îmi voi cumpăra altă baterie dacă nu va veni deloc comanda. Până atunci o să începem cu colecția de petarde. O luăm așa cu începutul. Am 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Am 6 cutii. Nu, uite, mă. Am 6 cutii de pugnitori. Să se vadă. Da, nu știu, nu se focalizează ca lumea, nu știu. Am 6 cutii de pugnitori de la Fire Show. Sunt pugnitorile alea, cum era Thunder Snap-ul. Le-am primit de la Pyroboom gratis, pentru că, nu știu, la 700 de lei primeai un bonus. Și mi-am mai dat comandă cu încă doi prieteni și am făcut 700 de lei. Și am primit cadou 10 cutii de astea. Eu mă gândeam că îmi dă și mie ceva petardă bonus, dar da, mi-a dat pugnitori. În fine, pugnitorile sunt interesante. Le știți, nu are rost să le mai desfac, oricum fac o mizerie groaznică pe pugnitorile astea. Nu știu ce să-i cumpăr așa ceva, cred că de-aia le și dau, cred că de-aia le și dau bonus băieții. Că nu și cumpăr nimeni așa ceva. Să-ți pot așa un pic să le vedeți. Nu sunt doar albe, sunt și colorate unele. Dar le-am testat și, adică le-am testat, am dat-o câteva cutii cu niște prieteni și sunt ok, adică chiar pugnitori interesante. Să spun așa. Să las aici jos ca să știu care. Vi le-am arătat să nu le încurc. Acum să începem cu altceva.
care pun aici. Am două cutii de Piccolo Mini One Shot Let's Go Fire. Cred că sunt de la Fire Show. Hai bă, da, de la Fire Show știu că sunt. Le-am de anul trecut. Sunt, am văzut, pentru mine Piccolo cam toate la fel. Sunt așa, Piccolo roșii, cadran roz. Nimic a diferit. Da, nu se bucase, în fine, le știi, nu are rost. Piccolo obișnuit, eu oricum am foarte puține Piccolo astea, pentru că eu nu mai îmi place să dau Piccolo și chestii, pentru că le luam cu mine la colindat, mergeam de Revelion sau așa undeva, bă, le luam, le băgam în buzunar, după câteva minute sau așa, vreau să știu, o să dau, sau nu mai știu, vreau să dau și eu, să scot, să dau câteva, de unde, mi s-a făcuse praf, mi se spărsese, stricase toate în buzunar, mi se măcinase, și am zis că nu mai am de face, mi-am luat, ăsta mi-a rămas anul trecut, mi-am luat o cutie de Piccolo Corsar de la Enigma, pentru că de la Fire Show am avut, de la, cum se numeau alea bune, de la cine era alea bune, Fire Show, nu mai știu de la cine era, am uitat mă Piccolo de alte, deci Piccolo de la Fire Show, ăsta de la Enigma, și mai erau de la Iorghe, dar nu de la Iorghe, mă. Mai erau niște Piccolo bune, cele mai bune Piccolo erau alea, dar nu mai știu, de efectiv am uitat de la cine erau. Și am zis, bă, să iau și de la Enigma să văd și eu cum sunt și astea și nimeni știu dacă am dat sincer. Vanele, Piccolo-s cam toate la fel, bă, e ok, deci n-am zis ce, sunt astea cu cadran galben. Da, că acum s-au schimbat, nu mai sunt Piccolo care erau înainte, Piccolo la negre, mai, dacă le mai țineți minte. Acum s-au schimbat și astea. Așa, mai am o cutie de Dumbum Nano, o am și pasat tot de anul trecut. Da, Dumbum Nano le știți din video de acum 2-3 ani de pe Copiro, sunt așa, cu fitil. Fă, place. Deci, oricum peste Piccolo, clar. Așa, și mi-am mai luat anul ăsta o cutie de Crash de la... Nu mai știu de cine sunteți. De la Magic Time, o cutie de Crash, pentru că am zis, bă, să le testez și pătea să văd cum sunt. Și sunt ok. Nu pot să zic. Da, tot la fel, cu fitil mai mare. Da. Astea nu prea aici, prentalele. Și mi-am zis că mi-aș lăsa să văd cum sunt. Ce să vă arăt? Hai să vă arăt astea. Am aici. Și nu e bamba. Am niște petarde mai bune ca Piccolo, clar. Nu știu, un fel de Piccolo, dar nu chiar Piccolo, cu fitil așa lung, colorate așa frumos, unele verzi, unele roșii. Ceva petarde produse în Spania, nu știu exact. Le-am luat, cumpărat de la cineva, de prin Spania, băi, și sunt interesante, bubu, e fain, mie îmi place. Tot produse prin Spania, am două cutii de astea, 10 dublă tro de la RS, sunt niște petarde interesante. Sunt un fel de, nu chiar, nu titireze, sunt, uite așa. Sunt niște petarde care le dai foc, trebuie să pui în picioare, dai foc, sare în sus și apoi bubuie. Și o chestie interesantă și bubuie chiar fain. De-aia zic, după cum arată și pe cutie, uite, vedeți, arată și pe cutie. Sare în sus și apoi bubuie. Chestii interesante, chiar interesante. Ok. Mi-am mai luat. De la Mircea, parcă nu am asta, mi-am luat o cutie de turbo. De la Magic Time. Pentru că, știu, știam că turbo sunt interesante și... Să-mi iau, uite, așa arată turbo. Gramajele nu mi le-am mai zis, dar nu cred că am. Nu știu astea. Stați un pic să revenim la petardele astea. Nu știu ce gramaj au. Stați un pic să văd. Nu scrie. În orice caz, n-au foarte mult. Mai mult de un gram n-au, cu siguranță. Stați să văd dacă scrie ceva pe aici. Cred că 0,30 scrie ceva aici. Bun, turbo, l-am luat de la Mircea. Turbo are 0,45 grame pe bucată. Și turbo sunt foarte interesante, îmi plac cum explodează. N-am dat numai știu cât am dat pe cutie. Cred că am dat 10 lei și sunt 10 bucăți, dacă nu mă înșel. Nu mai știu, oricum am mai dat în ele, nu vă gândiți că cutiile pline. Am primit bonus de la Mircea,
niște petarde Super Zeus Alba, una am avut, o cutie am avut anul trecut, una mea tu Mircea, bonus. Bă, niște petarde interesante, am avut și anul trecut, de-aia v-am spus, le-am avut și anul trecut, trebuia să le facem un test. Bă, ok, na, nu sunt cele mai bune petarde, nu bubui chiar așa cum ar trebui. Are, ca să văd și cât are, 0,4 grame are o bucată, așa arată, ca să văd. Super Zeus Alba. Sunt interesante, oricum nu sunt nici foarte scumpe, cred că e tot așa, 10 leu cutie cu 10 bucăți, nu mai știu cât le avea Mircea. Dar nu sunt cea mai faină petală pe care am avut-o, deci, da. Dar da, le-am primit gratis, de ce nu? Am Mega Zeus Alba, n-am dat niciuna, deci asta n-am dat niciuna, o să dau acum de Crăciun și o să vă testez, bineînțeles, o să vă luare la test, bineînțeles. În oricum, tot ce e aici o să venim la test. Încă o întrerupere minoră, nu contează, continuăm. Da, nu am testat niciodată asta. Așa, are Mega Zeus Alba, are 0,5 grame pe bucată, deci nu e mare diferență, deci chiar sunt curios dacă explodează, nu știu, o să vă zic mai multe la test, care merită și care nu, pe care nu le știu, nu pot să zic dacă merită, că nu le-am încercat. Și da, sunt foarte curios, nu știu exact cât costă, jur, sunt 15 bucăți în pachet, cred că costă în jur de 30 de lei o cutie, ceva de genul. Ok, mai am o cutie cu 3 focuri, sigilată, toate cele noi, măcar n-am început-o, nu o mai desigilez, le știți, cu 3 focuri. Ok, ce să continuăm, am aici o cutie, de fapt, două cutii, dar am băgat una în alta, două cutii de Fireball, de la Fire Show, cred că știți, sunt biluțele acelea explozive. Bă, sunt interesante. Dar după cum puteți vedea, nu știu, uite, sunt, deci am luat, o cutie erau biluțele negre și una verzi. Și inițial eu am crezut că cele negre sunt petarde și cele verzi sunt de alea cu scântei, crackers, pentru că, uite, dacă deschidem, uitați, dacă deschide, sunt destea de cum erau meteoritul ăla, Dragon Age, toate alea. Dar până la mână, tot la fel sunt cele negre, tot așa, să numai că le negre au direct praf în bila asta și de-aia, că le nu poți să le desfaci. Da, le vedeți aici. Și astea îmi plac. Adică sunt efectiv de astea de cracker, foarte interesante, îmi plac. Mai am... mai am aici o cutie. Alea, Fireball-ul le-am luat de la Pyroboom. Mai am aici o cutie de Big Triangle Cracker. Astea le-am luat tot de la Pyroboom. Pentru că erau cam singurele unde am văzut că aveau triangle. Acestea sunt. Big Triangle Cracker. Nu știu să vă, stați, să, nu știu să vă zic câte grame au. Bucată, stați să văd. Aici scrie 6 grame. Dacă pe toată cutia și nu mai știu exact câte bucăți sunt în cutie. În orice caz, cred că are în jur de 0,5-0,6 pe bucate, ceva de genul, dar bubu e fain, deci Big Triangle cred că îmi place mult, chiar merită. Sunt de la Enigma acestea. Și dacă am luat Big Triangle Cracker, bine că am luat, bineînțeles că am luat, și celebrele unde sunt? Bineînțeles că am luat și celebrele, Mini Triangle, tot de la Enigma, bineînțeles. Nimic diferit, exact la fel, numai că toate mai mici. Da, să văd și astea. Cred că astea sunt, deci 20 în pachet. 20 în pachet. Patru grame pe bucată. Deci asta înseamnă undeva la 4 grame pe bucată, 4 grame toată cutia. Deci înseamnă ce, 0,1, așa puțin? Dacă are doar 0,1, bubuie, nu, n-are cum, nu 0,1, mă, stați că n-are cum. Doamne, ferește. 0,2, da, 0,2, vezi, 0,2, pentru 0,2, bubuie, excelent. Deci triangle, mini triangle și big triangle, cred că chiar niște petarde, ca lumea rău, deci. Mai am aici
de la Pyroboom, mi-am luat o cutie de piratca. Da, să le despar și pe astea. Băi, faine și astea, îmi plac. La Tropic. Tropic, mă, așa. Tropic sunt aia care au făcut, era picolele aia bune, că nu mai știam. Așa, continuăm. Picolo, piratca de la Tropic. Astea au... Dar nu văd deloc câte au. Bă, dar nu scrie. Da, să văd că trebuie să scrie undeva. 23 de grame, cutia de 20 de bucăți, deci mai puțin de un gram au pe bucată, dar îmi plac. Și astea bube sunt chiar interesante, nu cele mai bune, dar interesante. Așa, nu mai știu exact cum bube fiecare în parte, pentru că cred că eu am dat o singură piratca. La test, când o să facem testul de petarde după Crăciun, o să ne convingem mai bine și o să vă convingeți voi care sunt bune și care nu. Aici mai am într-o cutie mai așa. Am niște vulcani, mini fontaine, de la Pyroboom. Am dat, cred că 23 de lei pe 20 de bucăți, ceva de genul. Bă, dar sunt foarte interesanți, îmi plac, pentru niște vulcani atât de mici. Chiar au un efect foarte fain. Vreau să văd dacă scrie cumva gramajul pe ele. grame pe bucată. Bă, și chiar un vulcan fain, deci chiar îmi place mult. Tot la Pyrovum am luat niște titireze, pentru că îmi plac foarte mult titireze, deci foarte faine titirezele. Am avut acum 2-3 ani, nici mai știu cât a trecut, de 2 ani a trecut, da, de la Ecopiro. Rota circurile, dacă le mai țineți minte, și îmi plac și astea foarte șmechere, titirezele. Pentru mie personal îmi plac foarte mult tot ce înseamnă de artificii, vulcane, titireze, efecte de crackling, tot. Tot ce înseamnă efect de crackling îmi place foarte mult. Mi-am mai luat un pachet, fără două bucăți, că am mai dat din ele, un pachet de Grom, care nu pot să zic nimic despre, sincer. Grom de la Enigma, 8 grame pe bucăți, cred că le știți. Trebuie să le știți, ați mai auzit sigur de ele. Am dat o singură petardă. Am dat-o la un chef, dar am dat-o înfundată și nu s-a auzit la valoare, să spunem așa. Și de-aia sunt foarte curios cu buboi, pentru că chiar, pentru 8 grame, chiar sunt foarte curios, că nu... N-am, aia că am dat atunci n-am auzit-o foarte bine. Bun, mai am aici două bucăți, ia uite bă că mi-a scăpat. Mai am aici două, de anul trecut, două bucăți de bulldog de la Enigma. Foarte faine petele astea, 0,4 grame pe bucată, dar merită din plin, deci bulldog-ul. Oricum, toată categoria asta, Bamba 1, Bamba 2, bulldog de acesta, Titan 1, Titan 5, deci îmi plac foarte, foarte mult, deci merită, sunt cele mai șmechere petale de sânge pe care le-am văzut vreodată. Deci toată seria asta, făcută de Enigma, cu petalele astea foarte faine rău, deci o ador. Astea sunt cu fosfor, după cum n-au fitil, ele sunt cu fosfor. Și acum anul ăsta au apărut cele cu fitil, la fel și în cazul Mamba și în 1 și Mamba 2. Na, și mie mi-a rămas anul trecut. Acum mi-au să aminte, că eu trebuia să mai pun un video cu petarde după sărbători. Îmi luasem de la Mircea că era reducere, îmi luasem un pachet de FS3, Mamba 1 și Bulldog de acesta. Și videoul găsiți pe TikTok-ul meu, mă găsiți, aveți TikTok-ul în descriere, am videoclipul vei atunci când mi-a venit pachetul respectiv. Și le-am păstrat până anul ăsta, am zis că bă, le iau de atunci să le am anul ăsta, că le luasem mai ieftin. De unde? Am dat și am ajuns la sărbători să uitați cu ce am rămas. Și le-am dat, dar nu era problemă. Mă, bine că am găsit și anul ăsta. Am două bucăți de Titan 5. Deci Titan 5, 5 grame pe bucată, tot de la Enigma. Excelent. Excelent tot Titan 5, deci ador Titan 5. La fel, al doilea an consecutiv în care nu am reușit să am și un pachet întreg de Titan 5. Pentru că anul ăsta, asta să vă zic, s-a luat cu Titan 5. Aveam Mircea Titan 5 și zic, bă, nu-mi iau de la Mircea, îmi iau de la Pyrobum, că e mai ieftin.
Bun, da, de la Pyrobum, nu mi-au trimis. Dă-i și caută, de unde mi-au trimis angina. Am căutat bă, nicăieri, bă, nu mai găseam unde să-mi iau. La Pyro și opera 50 de lei un pachet de tirangine, zic, pleacă de că nu mi-a. Până la urmă am găsit un prieten, mi-a dat el, mi-a vândut el două bucăți. Și Titan, o dată cu Titan 5, mi-a dat și Titan 1, tot de la Enigma, îl vedeți aici. Ăsta chiar nu știu cum vă zice, ăsta sunt foarte curios. Vă țin cu că Titan 1, mă gândesc că are un gram pe bucată, da, 0,98. Sunt foarte faine și toate chestiile astea și ca aspect. Deci nu doar petard, dar sunt foarte faine și la astea. Stai să le dea așa una lângă alta. Titan 5 și Titan 1. Sunt foarte faine petardele astea și ca aspect. Da, cum v-am spus, na, care nu le știu, o să vedem. O să vedem și vă la test. Care treaba cu ele. Ok. Mai am aici un pachet cu... Sau nu, până la ăsta. Am Puma 2. Puma 2 sunt niște petale tot produse de Enigma. Le-am descoperit după sărbători anul trecut, prin luna ianuarie le-am descoperit. Și zic că, bă, neapărat trebuie să-mi iau și-o de-astea, că parcă par prea interesante. Au 2 grame pe bucată. Da, îmi plac foarte mult. Deci îmi plac foarte mult. Au 2 grame pe bucată, dar merită din plin părerea mea. Și bubuie extraordinare. Uite-ți aici să... Deci... Sper că se vocalizează cât de cât. În orice caz, Puma 2 merită. Și nu sunt nici cumpărat. 30 de lei, un pachet 20 de bucăți. Foarte interesant, tot așa, din seria asta făcută de Enigma. Toată seria asta făcută de Enigma. Produsele astea care le ador foarte mult. Din nou va trebui să avem o întrerupere pentru că am rămas fără baterie, fraților, și trebuie să-mi pun telefonul la încărcat. Revin imediat. Bun, am revenit. Mi-am băgat telefonul la încărcat și continuăm. Am aici un pachet. Stai să vi-l arăt încât să nu cadă. Să vă faceți o idee. Op, așa. În acest pachet am vreo 12 bucăți de Dumbo Mini. N-am dat niciodată așa ceva. Sunt chiar foarte curios. Dacă sunt bune de ceva. Astea au... Na, astea nu pot să vă zic că au, că nu scrie deloc pe ele ce gramaj au. Dar să văd dacă scrie pe cutie. Șase grame pe cutie. 30 de bucăți. Puțin, în orice caz, foarte puțin. Dar să mă gândesc. Deci, 6 grame pe cutie. 0,2 cred că, da, 0,2 grame pe bucată, sunt foarte curios dacă e ceva de ele. Am aici Dumbum 2G, dacă mai țineți minte, ultima oară când am avut eu Dumbum 2G, a fost acum 2 ani luate de pe Copiro și m-am spus atunci că e una de cele mai proaste petarde pe care am avut luată, care nu merită deloc banii. Astea nu sunt de pe Copiro, sunt luate de pe un site de la noi din țară, nu mai știu, mi-a dat un prieten, și că astea bubuie fain. Abar n-am, vom vedea la test. Dacă scalea care le știam eu, nu bubuie fain. Mai am aici un pachet de FS3 2021 de la Fireshow, le știi și pe acestea, cu adăugare de FS3-uri 0,19 grame pe bucată din 2012, frate, deci au 10 ani pe tardele astea. Și sunt curios dacă bubuie de așa. Vom vedea oricum, vom vedea și la test diferența dintre FST-ul din 2021 cu cel din 2012. Chiar sunt foarte curios de diferență. Așa. Ce mai avem aici? Mai avem. Am... ignorați bucățile astea de Mamba. După cum v-am spus, am Mad Bulldog. Care n-am dat niciuna până acum, dar... am văzut niște videoclipuri și rup. Deci rup. Dacă bubuie petarda asta, cum am văzut în videoclipul ăla, o să fie show. Vedeți aici, Mad Bulldog, 5 grame pe bucată, sunt 5G-uri, e un fel de copie a produse în Polonia, bine, asta nu contează, era triplex, un fel de copie a Dumbumului 5G. Da, sunt foarte curios de petardele astea. Mai am aici un pachet de Mamba, am un pachet, stai să vreau pe amândouă, de fapt. Am un pachet de Mamba 2 și un pachet de Mamba 1. După cum v-am spus, cele de anul ăsta sunt cu fitil, nu mai sunt cu cadran. Uitați aici.
Mamba 2 și Mamba 1, 1 gram și 2 grame, că de-aia au numele ăsta. Am dat un Mamba 1 până să încep acest video și wow, deci excelent a bubuit. Și dacă așa a bubuit Mamba 1, păi mi-e frică de cum bubuie Mamba 2, sincer să vă zic. Așa. Mai am aici, să vi le arăt și pe asta. De ce să nu vi le arăt? Niște petarde cu 3 focuri, nu sunt de la Fireshock, cum am eu cutia aia. Sunt de la, cred că sunt cele cu 3 focuri de la Enigma, dacă nu mă înșel. Na, 3 focuri. Și aici am petardele luate. Și aici am petardele luate de la niște oameni din piață care m-au abordat să le zic așa să le iau. Și tu petardele astea am avut acum câțiva ani luate de la cineva. Sunt un fel de chinezării, Cracker Shine, Cracker Shine, screpele, nu știu câte, cred că are un gram pe bucată. Ca să văd și bă, a fost interesant, adică am dat 10 lei pe pachet cu 10 bucăți și știu că bubuie extraordinar. Sunt, le știam pentru că au fitilul foarte, cum să zic, au fitilul, nu neapărat că e și bun, dar fitilul are o flamă foarte mare, gen, nu are flamă petardă, dar are flamă fitilul, să vă spun așa. Am 2 vulcan laser de la Fire Show, pe care o să-i vedeți în compilația de Revelion. Sunt foarte fain, am avut un prieten acum anul trecut, eu n-am avut niciodată și sunt chiar fain. Oricum v-am spus, pregătesc o compilație frumoasă rău de Revelion. Categoria e funul, 7,5 grame pe bucată. Foarte interesant și ăștia. Mi-am mai luat un set de banane de la Fire Show. Mie, nu știu, am auzit mulți că nu le plac bananele, dar mie îmi plac. Deci bananele sunt, pentru mine, foarte faine. Merită, deci are un efect genial. O să le vedeți și pe astea de Revelion, bineînțeles. Categoria F2. Cred că au și ăștia vreo 7 grame. Câte au? 1,3 grame, n-are cum. 1,3 grame, băi, e nebun. N-are cum. Dar se iau alta. 1,3 grame? N-are? Numai atâta? Bine, nu zic azi, bananele le știți și sunt chiar foarte faine. Mie îmi plac bananele. Și piesele de rezistență. Să le spunem așa. Am 2 fumi. Să începem de astea. N-am mai zis de unde le-am luat. Le-am luat de pe la Pyroboom. Am zis Pyroboom și Mielci au fost sursele mele anul ăsta. Am 2 fumigene luate de la Pyroboom, una albastră și una roșie. 15 grame are o fumigenă de asta. Sunt, nu au un producător anume, văd că, ba da, Fireworks, produse de Fireworks. Bă, am avut 3, am avut roșie, albastră și am avut și una verde. Bă, le-am dat și sunt faine, adică țin mult fumul. Cred că și scrie undeva. 60 de secunde de fum, merită, și am dat 10 lei pe una, merită din plin. Am avut una anul trecut, una, am dat de Revelion, una mare, 22, tot așa a ținut. Dar mai bine ăsta, adică mi se pare că a ținut tot așa 60 de secunde fum, nu, s-a scris. Aia a fost, de-aia a ținut 3 minute fum, a fost de-aia mare, de 22 de luase, atâta, de-aia rotundă mare, de la Fire Show, barcă. Și o să le vedeți și pe acestea, cred că nu știu exact când. Nu sunt sigur, nu știu încă, nu m-am decis încă. Ori le veți vedea la testul de petarde de înainte de Revelion, ori o să le vedeți în compilația de Revelion și o să le dau ziua ca să vadă. Nu știu că vreau să dau pe amândouă în același timp pentru că n-au o să vadă mai fain. Așa. Am 2 bucăți de Black Widow, 30 de grame. Ei mă știu la ce sunt. Nu știu că Black Widow, 30 de grame pe bucată, 2 bucăți, mai mult nu mi-a trebuit. Așa, am avut un pachet de Mamba, am rămas cu 2 bucăți, una am dat-o, una am dat-o unui prieten. Mamba am dat, deci Mamba e excelent asta, 18, Black Widow n-am dat, deci Black Widow sunt chiar foarte curios. Cred că, oricum, o să dau una la test, una o dau la test. Deci una neapărat o dau mâine la test. Mâine o să o dau la test.
La fel și o mamba. Și mamba are 18 grame pe bucată. Foarte faine și astea. Foarte faine. Și fraților, cam asta e toată colecția mea. Mie îmi pare că am destule. Sunt pregătit de sărbători. Am ce da. Mai fac și eu mai niște pregătiri așa înainte de Revelion și de Crăciun să văd exact ce dau și ce dau. Cum v-am spus, vreau ca testul de petarde să fie undeva, va apărea pe tu undeva între Crăciun și Revelion, nu știu exact ziua, între Crăciun și Revelion. Perioada unde vreau să testez strict petardele, inclusiv Mamba 18 și Black Widow. Și celelalte, mai exact bateria, Buzz Bomb, bananele, vulcanii laser și cam bine, și petarde ca petarde, dar zic așa, vor apărea în compilația de Revelion pe care o voi face și o voi pune pe YouTube. În caz că nu va veni comanda și voi rămâne fără baterie și fără Buzz Bomb, în orice caz mă voi duce și îmi voi lua o baterie. Și dacă voi mai lua și altceva pe lângă baterie, gen alte petarde, o să mai fac încă un video atunci tot înainte de Revelion când o să mă duc și o să vă prezint dacă am mai luat altceva nou. Dacă îmi voi lua doar bateria, o să vedeți strict de Revelion, în orice caz tot o baterie de aia 7-10 focuri, mai mult nu. Văd, nu funcționează ce găsesc. Și cam asta e tot programul pentru sărbători. Deci am făcut foarte lung video ăsta, sper că nu vă plictisiți, dar merită să vă uitați, mai ales dacă vă plac pedal de merită să vă uitați. Și fraților, sper că v-a plăcut acest episod, cu voi ce a fost Tipacu. Ne revedem la următorul video în care vom face marele test de petarde sau încă un unboxing dacă va fi cazul. Testul pe care cred că și voi l-așteptați, bine, eu nu l-aștept neapărat pentru că oricum o să dau petardele de Crăciun, dar vom vedea acolo momentul faptei la test, care merită și care nu, care sunt mai bune și care nu. Până atunci, rămâneți cu bine, sper că v-a plăcut acest video, zdrobiți butonul de like, dați share, se vede puțin încărcătorul, dar... Așa. Zdrobiți butonul de like, dați share, subscribe, vadă toți prietenii voștri că Tipacu a revenit și petardele au apărut în forță. Până atunci, vă urez sărbători fericite tuturor. Aveți grijă de voi și ne vedem la următorul video. Fraților, continuăm un pic videoclipul. A trecut, deci eu am filmat prima parte pe 23, azi deja suntem pe 27 și am zis că, bă, dacă tot n-am postat clipul, să postez și ce mi-am luat acum recent, că după cum v-am spus în prima parte, comandasem o baterie Alibaba și Buzz Bomb, rachetele cu elice. Și n-am mai venit comanda și am zis că, bă, nu are rost să mai complice, știi, când vine, zic, mă duc, caut și mi-au altceva în loc. Și vreau să vă prezint ce mi-am luat, am zis că, bă, n-are rost să mai fac un videoclip, dacă tot nu l-am postat, să-l continui pe ăsta, după cum ați văzut, am și anunțat că am târziat videoclipul, niște probleme cu intro, sper că azi, adică pe 27, sper să reușesc să-l postez, să fie tot ok. N-am găsit baterie, aici, un pic de zamăge, dar nu-i problema, am găsit ceva niște chestii mai interesante. În primul și în primul rând am găsit Buzz Bomb. Deci astea le-am găsit. Și mă bucur că le-am găsit. Bine, Buzz Bomb astea se numesc Fighter Plan. Sunt de la Enigma, dar tot. De alea sunt. Nu mai știu câte grame are pe bucată. Să vă zic acum. Cred că vreo 6, dacă nu mai știu. 6,6, da. 6,6, v-am spus de ele. Astea sunt foarte faine, chiar îmi plac și de-aia mi-am și luat. Le-am găsit exact același preț, 20 de lei ca pe site, deci e perfect. Așa să le pun aici. Și oarecum ca înlocuitor de baterie, mi-am luat o rachetă de la Crazy Bombs. Poate unii le știți. Sunt până de cel mai cunoscut așa. Deci am văzut rachete, asta să se... au vreo 18, da, 18,05 grame. Asta să văd dacă pot să focalizez, să vedeți și voi. Mamă. Dar nu prea se vocalizează. Na, în orice caz, vreau să văd dacă scrie ceva efectul pe el.
Nu scrie, dar m-am uitat puțin pe internet și am văzut că nu e chiar cine știe ce, dar e interesant. Am dat 25 de lei pe ea, în loc de baterie, o unesc cu niște banane, cu niște vulcane și facem combinația frumoasă de v-am promis pentru Revelion. Da. Gata. Am mai luat două pachetele de astea de fumigene. Și astea îmi plac mult. Îmi plac mult fumigile astea mici, chiar îmi plac. Și am luat două pachete. Chiar sunt interesante. Sper că să fie și culorile așa cum arată hârtia asta. Au fost ieftine, am dat 5 lei pe pachetele astea. Și am mai luat ceva, păreau interesante. Că tot am mai puține. S-a rupt pungul, dar nu-i problema. Am luat niște titireve. Crackling Ground, Blonflower, chiar că Blonflower le știu puțin, cred că le știți și voi. Am vrut să mai iau într-un an ceva din Blonflower astea. În orice caz, cred că sunt, nu știu, au 1,75 de grame. Sunt interese chiar sculios cum fac. Și cam atâta. Nu am luat multe chestii, pentru că eu în principiu mă usesem pentru baterie. Și o să vedeți la test și titirezele și fumigenele, o să le la test, racheta în gombila asta de Revelion și probabil și baz bombul. Încă mă mai gândesc dacă îl pun la test sau îl pun doar în gombila asta de Revelion. Mai vedem, mai gândesc până atunci. În orice caz, după cum v-am spus, până la Revelion urmează și marele test unde o să testăm toate nebunile de mine, am luat toate petardele puternice, ne dăm cu părerea care e mai bună, fie totul ok. Și apoi, după Revelion, urmează marele video, compilația de Revelion, dar abia aștept să văd ce-mi iese acolo de Revelion, sper să-mi iasă totul bine, să nu se întâmple accidente. Și cam, am spus, cam ăsta e programul videoclipului de sărbători, după aceea vedem noi, dar până acum ăsta e programul. Deci, frate, sper că v-a plăcut acest episod, înainte de toate vă urez sărbători fericite tuturor, un an nou fericit. Și ne vedem la următorul video, marele test de petarde. Salut, fraților!